pentru toate domnișoarele sau domnii sau... Ce dracu ăsta că de la spate arată într-un fel și din față e altceva? Ați auzit de el? E bărbatul frumușel. Are corp de domnișoară, bluj mulat pe cocoșel. Merge peste tot, se duce chiar și la sală. Lucrează spate și piept, dar mai mult partea dorsală. Merge în bășini, dar fasole n-a mâncat. Are atâtea aere încât miroase a căcat. Se uită ciudat la el, chiar și animalele. Are mersul la nasol, fiindcă-l strâng sandalele. Odată pe lună, îi se schimbă puțin tonul. Și-l vezi cum fuge la baie ca să își schimbe tamponul. Să vezi cum se rușinează că îi știu secretele. Își dă curimel pe gene și cu ruși ca fetele. E o mică domnișoară, însă-n buletin băiat. Nu e nici una, nici alta, e bărbat pizdificat. E sensibil, are inimă, iubește. Dacă-și caută de muncă, aș putea să-i fiu pește. Arată fată, dar el încă e băiat. Vopsit în față, dar pe spate a variat. Are bănuți, dar nu e salariat, fiindcă prestează zi de zi la aparat. Arată fată, dar el încă e băiat. Vopsit în față, dar pe spate a variat. Are bănuți, dar nu e salariat, fiindcă prestează zi de zi la aparat. E sofisticat și își dă cu fond de ten. Are sânii dezvoltați, poartă maxim la sutien. Chiloței cu bulinuțe, la cât vreo 7 cruci. Au oripilat copiii când îl văd cum dă din buci. Nu e pe benzină, nici electric, e hibrid. Dacă îl oprește garda, este membru de partid. Acolo e locul unde-și spală rufele și se adună la vârfă la oaltă târfele. Dacă îl întreb de cultură, o să vezi că e afon. Are procesor de lapte cu un singur neuron. Îi place s-o dea în engleză, a învățat-o la fazan. O suge doar cu protecție, fiindcă-i vegetarian. Auzi, băi, fetițo, ți-au căzut mărgelele. Stai să nu cazi de pe tocuri, să nu zup măselele. Ai dreacu ce proști ăștia fac în alte treptele. S-a împiedicat nebuna și-a rupt unghiuțele. Arată fată, dar el încă e băiat. Vopsit în față, dar pe spate a variat. Are bănuți, dar nu e salariat, fiindcă prestează zi de zi la aparat. Arată fată, dar el încă e băiat. Vopsit în față, dar pe spate a variat. Are bănuți, dar nu e salariat, fiindcă prestează zi de zi la aparat.